Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Toma Caragiu, actor, 1925-1977. Stimați tenismeni, stimate tenismene, îngăduiți-mi să vă fac o confidență. Am o nouă dragoste, iubesc tenisul. Mustața pe care o vedeți, mi-am lăsat-o în semn de omagiu pentru acela care a fost la o mustață de salatieră. Depinde foarte mult cu cine joci. Eu odată am jucat cu un jucător senior care m-a rugat să fac ceva pentru juniorul său să nu fie trimis la tenis de câmp, Bolintinu Dândeal Navetist, și să rămână în București la tenis de masă ca adjunct de băiat de minci. N-am știut cum să-l servesc pe junior și atunci seniorul mi-a luat serviciu, ca și în tenis. De pildă, un fost vecin al meu, la început eram egal, ius peste tot. Eu teren cu zgură, el teren cu zgură, eu două camere, el două camere, eu salariat, el salariat. Pe urmă, el șef abator, eu salariat, avantaj serviciu. Eu teren cu zgură, el gazon ultracentral, avantaj el. Eu joc simplu, el joc dublu, eu cantină, el mașină, avantaj el. Pe urmă, eu aici, el în spatele fileului, 10 ani, avantaj eu. Ca așa intens. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.